Bună ziua! Astăzi pregătim prăjitură savarină în formă mare. Avem nevoie de 4 ouă cu un praf de sare, peste care punem 4 linguri de apă fierbinte. Și batem bine cu mixerul. Apoi punem și zahărul, 50 de grame de zahăr. Am pregătit 350 de grame de făină cu un pliculeț de drojdie de 7 grame, drojdie uscată. După ce s-a spumat bine oul, punem făina prinsită. Și mixăm. Schimbăm paletele. Am montat paletele pentru frământare și acum incorporăm și untul. Puțin câte puțin, avem 100 de grame de unt pe care trebuie să-l incorporăm în aluat. După ce amestecăm bine cu untul, acest aluat trebuie frământat bine. Așa cu mixerul îl frământăm până face bule de aer, ca la cozonac. Cam 10 minute așa cu mixerul, nu forțăm ca să nu stricăm mixerul, dar îl frământăm așa încet. Am pregătit și forma în care îl vom coace. Am dat-o cu puțin unt și voi da și puțină făină. Scuturăm excesul. Dăm bine pe toate părțile. Și acum o distribuim, o turnăm în formă. O nivelăm bine, o așezăm așa frumos, o îndreptăm și o lăsăm să crească o oră, o oră jumate, două, până se umflă bine, bine, bine. Într-un loc călduț, o acoperim cu o folie. Trebuie să fie foarte bine crescut înainte de a-l băga la cuptor. Așa arată savarina după ce a stat și a crescut o oră și jumătate. Am preîncălzit cuptorul la 180 de grade și o vom coace 30 de minute. În acest timp pregătim siropul. Pentru sirop avem nevoie de 300 de grame de zahăr, 800 ml de apă, le punem la fiert și după ce fierbe, când se mai temperează, punem romul și băutură și esență. Acum fierbem siropul. După ce a dat în clocot, mai lăsăm să fiarbă 2-3 minute siropul și este gata. Acum punem și romul, 100 ml de rom, puțin rom după gust, esență. Și îl dăm deoparte, așteptăm să se răcească, să însiropăm după ce se coace savarina. După 30 de minute s-a copt savarina, o verificăm cu un băț de frigăruie, cu o scobitoare. O lăsăm puțin să se răcească și apoi o însiropăm. S-a răcit puțin blatul, acum îl înțepăm ca să intre bine siropul. L-am înțepat și acum punem sirop. Puțin câte puțin până este absorbit de prăjitură în totalitate. Îl punem așa pe tot și apoi o lăsăm să se răcească și întoarcem prăjitura. După ce a intrat siropul în prăjitură, o răsturnăm pe un platou. O lăsăm să se răcească de tot și apoi facem frișca. După ce s-a răcit bine prăjitura, facem frișca.
am ținut acest vas, vasul în care facem frișca, l-am ținut în frigider să fie cât mai rece, frișca să fie foarte rece, vasul să fie curat, bine șters, să nu aibă pic de grăsime și folosim 400 de grame de frișcă lichidă, de smântână lichidă neîndulcită și 100 de grame de zahăr pudră. Dacă vreți mai mult, mai dulce, puneți mai mult. Prima dată batem fără zahăr. După ce am bătut frișca un minut, punem 2 pliculețe de zahăr vanilat și apoi puțin câte puțin din zahărul pudră, până punem 100 de grame. Așa este frișca, așa o lăsăm. Nu o batem prea mult, pentru că frișca proaspătă se face unt. Pregătim poșul. Facem rozete pentru fiecare felie. Câte o rozetă din frișcă. Și pe margine. Și frișca care a rămas o punem în interiorul prăjiturii. Punem și câte o cireașă confiată. Să tăiem, să vedem cum arată și în interior. Așa arată. Este excelentă. Poftă bună!